asta e a doua zi de când am preluat serviciul de salubritate. Ieri a fost într-adevăr o zi dificilă, astăzi este o altă zi dificilă, mai avem încă vreo două zile foarte complicate. Din nefericire, cei care au avut contract cu noi aproape 20 de ani ne-au făcut mari probleme și ne fac mari probleme, în sensul în care răstoarnă pubelele pe jos ca să recupereze ei nu știu ce pubele. Deci mi se pare o ticăloșenie chestiunea asta. Am vorbit deja, am sesizat poliția în acest sens. Cer și sprijinul cetățenilor care văd angajați de aerosalului făcând astfel de nemernicii să verse gunoiul pe jos, să anunțe poliția și să-i blocheze pentru a merge acolo să-i sancționăm. De asemenea, lucrăm intens astăzi și mâine să împărțim pubelele de gunoi, să punem pubele noi în tot sectorul 3. Sper să reușim astăzi și mâine să facem chestiunea asta. O să distribuim în sectorul 3 spre 20.000 de pubele, mici și mari, evident. De asemenea, ieri, ca să avem o unitate de referință, am dus la groapă aproximativ 400 de tone de gunoi. Astăzi încercăm să ducem chiar mai mult. Eu cred că societatea care ne-a asigurat până acum, discutăm de Rosal, sunt niște oameni mici, atâta vreme cât n-au mai ridicat gunoi de vreo săptămână. Ei știind că li s-a terminat contractul și că începând cu data de ieri intrăm noi, de vreo săptămână n-au mai ridicat gunoiul, ceea ce mi se pare că este inadmisibil și de netolerat un astfel de comportament. Cred că trebuie să fim cu toții responsabili, ceea ce ei n-au dat dovadă de așa ceva. De aceea avem dificultăți serioase și de aceea sunt aici, dar sperăm ca în următoarele două zile să reușim să aducem lucrurile la normal.